Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi filmez cu Bogdan. Salut! Bogdan mă ajută să facem azi un challenge. O să facem The Silent Challenge împreună. Am ales câteva produse de la magazin, ceva care conțin multe poliale și multă pungă din asta, așa care foșnei. Am aplicația descărcată pe telefon. O să trebuiască să le desfacem și cine scoate cel mai mic zgomot, ăla câștigă. După cum vedeți, noi purtăm cel mai fresh mărci pe care l-a scos fratele meu. Aveți link în descriere, intrați și cumpărați de acolo tricourile lui. Aveți 22 de modele, 22 cu cele lansate azi. Azi am lansat două modele noi cu Pablo, șmecherii rău. Link în descriere, rău de tot alea. Intrați și cumpărați și îl susțineți doar dacă doriți să faceți lucrul ăsta. Da, nu sunteți obligați, bineînțeles. Înainte să trecem la treabă, nu uitați de linkurile mele din descriere. Am Instagram-ul și Facebook-ul acolo, dați-mi un follow pentru că pe rețelele de socializare vă anunț de fiecare dată când postez vlog nou pe canalul meu de YouTube. Hai, mi dăm drumul la challenge. Dăm drumul la challenge. Ai luat ceva bun de mâncare? Revenim bine. Să știu. Ei, vedem că este morning când filmăm noi și n-am mâncat nimic. Ok. Dăm drumul la challenge, revenind direct cu cadrul deci făcut. Cine face cel mai mic zgomot câștigă, da? Cine face cel mai mic zgomot, avem aplicația care înregistrează nivelul decibelilor. Zgomotul, nu? Exact. Dăm drumul la treabă, revenim cu setup-ul pregătit. Ei. Și am revenit cu setup-ul gata făcut. Cam astea ar fi produsele pe ziua de azi. De aici încolo sale mele, de aici încolo sale lui. Bine, oricum sunt astea. Dar dă-mi Fanta că eu nu beau cola. Deci avem produse la fel, da? Toate sunt la fel, îți luate de două ori același produs, una cu una. O să facem ca să vedem exact în timp real care și cum e câștigător la fiecare probă în parte. Cam asta este și aplicația pe care o vom folosi. Ia, vedeți în timp ce vorbesc. Da. Vezi cum crește nivelul acolo? Da, ia taci. Și ți înregistrează în partea asta aici o să înregistreze punctul maxim la care ajunge zgomotul. O să dăm drumul acum la challenge. Iată hârtii farfecă, să vedem cine începe primul. 1, 2, 3 și 1, 2, 3 și 1, 2, 3 și. A, băgam și piciorul. Eu încep primul. Tu vrei să începi primul? Da. 3, 2, 1 și. $50 a scos fratele tău, eu zic că e perfect. Bine, nu prea știu exact cât are ăsta, maximum sau care, dar după mine așa zic că 50 e ok. Mamă. 50, am crezut că am văzut tactica la tine, ai pus degetul aici ca să nu mai iasă zgomot. Așa, frate, fă cum vrei. Bine, hai că încercăm tactica lui. Ești pregătit? 3, 2, 1, start. Danu, din păcate, a pierdut, am avut 50, iar tu ai avut 61. 68 sau 61, mai 61 ai avut prima dată când ai pocnit asta cheița și după ce ai desfăcut de tot, 68. Ha, forță! Măi, ți-am zis că e bine, mă, frate, ce să mai... Haide. Eu am câștigat, eu aleg, da? Așa funcționează. Cu prăjiturica asta. Facem cu snack-ul ăsta mic la Nesquik, da? 3, 2, 1 și... $45 mai puțin decât la doza de suc. Cred că challenge-ul ăsta e challenge-ul meu, cred că power pe el. S-ar putea să câștigi, nu cred. Hai să dau și o drumă. 45, mă. Se merită. 3, 2, 1, start. Gata, ce să mai una alta? 46 cu 1! Băgam și piciorul! Bă, ce mă țin în suspans, așteptam, zic că ai. Ai văzut? Eu mă uitam acolo, 43, după aia era ca 42. Numai acolo m-am uitat în continuu. Bă, doamne, te sparg la challenge-ul ăsta. Dați acolo să facem 20.000 de like-uri ca să facem și partea a doua ca să mai mănânc și eu, da? Gândiți-vă la sufletul meu, oricum îți sforță pe challenge-ul ăsta. Și ne scrieți în comentarii idei cu ce produse vreți să facem partea a doua, da? Cel treilea produs, pentru că iar ai câștigat, iar ai ales, da? Bă, da. 3, 2, 1 și... 51! Mamă, îl sparg! Bă, dar ce jos le scoate, nu cred, băga mea și picior. 51, Danule, te-am spart! Băga și ce fel faci la ăsta? Din prima când ai deschis, ai pierdut. Nu există. 51. Da? Hai, 3, 2, 1, start! Ah! 48 făcuse. 48. Mamă, bine, bă, în sfârșit am câștigat și eu una, nu cred. L-am spart la proba asta. Cât ai avut 51 și eu 48, da. Nu? Da. Bă, am fost așa, bară la bară. O suflare, dacă mai făcea, erai gata. Tu primul? Eu primul, că am câștigat. 3, 2, 1, start. ...57. La final ai stricat-o puțin. Bă, de la 50 la 57, nu cred, ce mi ciude. Ești pregătit? Da, hai. 3, 2, 1 și... Dacă nu greșeam atunci la sfârșit îi băteam, frate, la limita, ai avut 51, nu... Bă, ce mi-e ciudă, nu cred! Păi, ce dezamăgit sunt că am făcut greșeala acolo, la 3, de la 50 la 57 m-am dus atunci, forță, băga mea și piciorul. Specificul cum facem, ca să știu. Deci, trebuie să luăm capacul, trebuie să pui ăstea în capac și trebuie să desfaci poliala aia de acolo. Ești pregătit, da? Gata. 3, 2, 1 și... ...71. Eu zic că e bine tare, la cât a fost de muncă, eu zic că e forță 71. Nu reușești niciodată 71, îți dai seama, dar ce la astea am scos pavioanele alea. Bă, și eu zic că 71, eu zic că e decent pentru ceea ce aici scoate asta, întoarce, nu știu, nu mai știam ce să fac. Nu mergea asta aici, să rupsese chestia asta și nu mai puteam să mai asta. Și am tăiat-o cu unghia. Doamne, nu știu, a fost așa pe moment, o improvizație, o chestie, o... 3, 2, 1... Start. Forță. Bă, nu cred. Forță, forță, cât ai făcut 63. Și te-ai 71. 71 am avut. Bă, nu mi se desfăcea capacul ăsta și eu tot apăsam aici și am zis, fii atent, acum când trebuie să dea înapoi așa. Așa, da. Fii atent ce faci, 3000 de drept. 3, 2, 1, start. Gata, frate. 65. 65. E bine. E bine? De acum. Ești nebun la cap. Pentru un pungă din asta urâtă. 3, 2, 1 și... Nu cred că iar m-a bătut, nu cred. Câte din câte? Forță! 4 cu 2 avem, mă? Ți-ai revanșul la 20.000 de like-uri în fața lui fratele tău aici, dar n-ai nicio șansă că ăsta e challenge-ul meu. Băi, Danle, ce să zic, frate, beau și o gură de suc, că n-am mai băut de multe astfel. În cinstea victoriei. În cinstea victoriei, hai, salut! Băieți, ajutați-mă să facem partea a doua la acest videoclip, lăsați-mi în comentarii idei pentru noi produse. Să mai faci partea a doua, că te-am distrus, te faci de râs. Era atâta, băieți, ați văzut 5 cu 1, cu 3, atâta era diferența, deci nu era diferență foarte mare, facem partea a doua. Ăsta a fost și challenge-ul nostru, sper să vă fi plăcut, The Silent Challenge pe care l-am făcut noi. Aveți link-urile în descriere de la mărci, avem Instagram-ul și Facebook-ul acolo, dați-mi un follow pentru că acolo vă anunț când postez videoclipuri noi pe canalul de YouTube. Până data viitoare, Bogdan și Danu, fața voastră, pace și respect. Vă salută fratele, like acolo, că îl sparg și la partea a doua, aveți încredere în familia IBM. Partea a doua sunt învingători. Salut!